singur la 12 noaptea în cimitir. Bă, eu sunt singur și a început mașina să piu, ești nebun, fug acum la ea. Și senzorul ăsta se activează doar din interior. Salut, eu sunt Body și bine v-am găsit la un nou clip la mine pe canal. Ei bine, astăzi avem un vlog special, pentru că e pentru prima dată când merg într-un loc horror singur și nu orice loc, sunt lângă cimitir, mai exact la 200 de metri de cimitir, pentru că am oprit mai în spate ca să dau intro-ul ăsta. Și credeți-mă că sentimentele sunt cu totul altele, fiind singur. Până acum am fost însoțit și parcă mai îmi făceam curaj așa cât de cât cu cineva lângă mine, dar acum am zis că trebuie să încerc și o experiență de genul și cred că o să simțiți și voi adrenalina alături de mine. Dar înainte să începem, nu uitați să apăsați și voi butonul de like, butonul de subscribe, pentru că fiecare abonat nou la mine pe canal mă face foarte, foarte fericit. Să aprindeți clopoțelul pentru a fi notificați când postez. Share pe story să vadă și prietenii voștri și bineînțeles urmăriți pe Instagram, pentru că acolo vă țin la curent cu tot ce e nou pe canal. Și haideți să începem! Și uitați, sunt chiar aici la intrare. Ceasul este 11:50. Și mă așteaptă câine aici, deci sperăm să nu ne muște. Bun, băieți, am intrat. Cu minte, cuțu, cu minte. Băi, deci am intrat, nu-mi vine să cred că sunt singur în cimitir. Deci chiar nu-mi vine să cred. Bun, abia acum am aprins și lanterna ca să vedeți și voi ceva. Băi, deci e un sentiment ciudat rău de tot, că mă duc în capătul cimitirului și mă îndepărtez de intrare, adică... Din câte știu eu, e și un paznic pe aici și sper să nu mă prindă sau ceva. Se vede ceva în față care strălucește. Cel mai ciudat lucru este că eu sunt din apropierea cimitirului. Nu stau foarte departe de el și știu niște legende de la locatarii de pe aici, cum că noaptea chiar s-ar auzi sunete ciudate și strigăte de femei. Și eu am venit singur, mai este puțin, se face 12 noaptea și sunt în cimitir, dar sper să apreciați și voi și să simțiți adrenalina asta alături de mine. Așa cum v-am zis, am nevoie de voi, cei de pe YouTube, să veniți și pe Instagram. Așa că noi, noștri prieteni din comunitate, sunt Eric, Emanuel și Ricardo. Vă mulțumesc din suflet, iar dacă și voi vreți să apară conturile voastre pe vlog, tot ce trebuie să faceți este să-mi dați urmărire pe Instagram, să-mi dați un mesaj că am venit de pe YouTube, iar contul vostru va apărea în următorul vlog. Băi, dar se vede ceva în față. A, e un semn de circulație, băieți. Dacă mă întrebați înainte să mă apuc de YouTube, dacă eu voi ajunge vreodată la 12 noaptea singur în cimitir, vă ziceam 100% că nu, n-am. Deci era imposibil. Bă, parcă se aude ceva din spate. Da, vedeți, băieți, direct mare groapă săpată. Vai de capul meu. Cum era să sară ceva de aici acum? Mamă, băi, deci, fără nicio glumă, nu știu dacă se simte, dar tremur. Și pur și simplu nu mă așteptam să-mi fie atât de frică. Dar na, trebuia să încerc experiența asta. Ia uitați cum e mormântul ăsta. Bă, de s-a surpat mormântul. Mamă, nu-mi vine să cred. Deci mormântul ăsta care s-a surpat e relativ nou, adică e fix de un an. 17/2/2022, nu vreau să vă arăt numele sau data, pentru că nu vreau să supăr pe cineva, dar e relativ nou și s-a surpat. Bun, băieți, ajungem și în sensul giratoriu. Ne asigurăm, dăm semnal și ieșim pe prima ieșire, nu? Facem dreapta. Băi, băieți, nu vreau să vă sperii sau ceva, dar acum sunt lângă un mormânt care e fix de o lună. 24/1/2023 și e îngropat aici lângă mine. Și eu filmez pe 24/2/2023. Doamne, deci sunt oameni abia îngropați pe aici. Deci 2022. Băi, băieți, de s-au zgomote pe lângă mine, jur. Și ce e cel mai urât este că e beznă totală, pentru că am ales să vin într-un cimitir care să nu aibă nicio lumină. Așa e mai palpitant pentru mine în capul meu. Și când filmez, mi-intră lumina în ochi și practic eu pe lângă mine nu mai văd nimic. Și s-au sunete și e super, super ciudat. Mamă, ia vedeți puțul ăsta, băieți. Deci mă simt ca la pădure, la Radovan, că știți că acolo e legenda cu mireasa. Cine mă pune pe mine să vorbesc și despre lucrurile astea fix în cimitir? Am mai găsit aici o alee, băieți, una mai micuță. Și cred că o să o iau pe aici. Deci latră câinii în continuu. Ceea ce și asta mi se pare super ciudat. Mamă, deci nici nu știu cum să vă explic ce sentimente am. Singur. La 12 noaptea, în cimitir. Vă mâncava și gura voastră. Ia uitați cum arde lumânarea asta, cum face.
E normal să ardă așa pentru că nu bate vântul și plus că e cu polă de asta sau cum se numește. Uitați cum face. Mamă, deci uitați cum arată aleea asta în față. Cruci, stânga, dreapta. Deci, doar imaginați-vă, voi stați acasă și imaginați-vă doar conjunctura asta. Uitați cum se vede. Nu pot să văd dacă vine ceva din spatele meu, din stânga, din dreapta. Chiar sper că apreciați și voi ceea ce fac și am nevoie din partea voastră de multe, multe share-uri ca să ajungem la cât mai mulți oameni să vadă nebunia asta, nu știu. Dacă simțiți adrenalina și dacă vă place ceea ce fac, chiar m-ar ajuta să postați pe story și bineînțeles că vă voi reposta la mine pe cont. Mamă, știți senzația aia când vă intră blitz un ochi și după aia când vă uitați în altă parte nu mai vedeți nimic? Fix așa sunt eu. Bă, voi ați auzit? Bă, nu că s-aude avionul din nori acum, nu știu dacă auziți voi. Da, am râit ceva de aici din stânga. Nu, că eu leșin de aici. Deci sunt două situații în care puteți să mă luați aici. Ori cu salvarea, ori cu poliția dacă mă prinde paznicul. Bă, sincer, nu știu de ce, dar nu mai îmi vine să merg încolo, cred că o să mă întorc. Uitați cât de creepy sunt aleile astea. Asta e îngust, așa, și până în capă, nu se vede nimica. Și în partea aia la fel. Și am impresia că în fața acolo e baraca paznicului. Deci n-aș vrea să dau de el. Așa că o să mă întorc. Deci jur că acum din dreapta mea, cum merg, am auzit mare râset de femeie. Și credeți-mă că sunt pe câmp. Deci casele sunt mult mai departe de aici. Și chiar nu avea cum să se audă de la vreo casă sau ceva. Lăsați-mi în comentarii dacă ați fi în situația mea acum. V-ar fi mai frică că sunteți în cimitir sau v-ar fi mai frică de câini? Chiar sunt curios. Da și voi imagine de ansamblu. Da și pe aici lumânări. Și uitați încă o lumânare de gen. Uitați cum arde. Și afară chiar nu bate vântul, credeți-mă. Vă uitați luminile astea care ard așa sunt super ciudate. Adică nu toate ard așa. Uitați diferența între lumânări. Cum arde asta sau astea de pe aici. Uitați cum arde lumânarea asta și cum fac celelalte. Lăsați-mi în comentarii de ce credeți. Mie unul mi se pare super, super ciudat. Băi, mă mai întorc din când în când că s-aude ceva în urma mea. Băi, băieți, adrenalina e mult mai mare, credeți-mă că sunt singur. E pentru prima dată când fac asta și e cu totul altceva. Doamne. Ia vedeți și aici altă groapă. Uitați cât de adâncă e. Are și eco. Uhu! Da, de ce să nu fim și cringe, nu? Deci m-am întors pe aleea pe care am venit și o să încerc să sting lumina, să trec de baraca paznicului ca să ajung pe altă alee, să vedem ce e și acolo. Să vedem peste ce dăm. Mă gândesc eu că la ora asta doarme, adică nu cred că ar avea ce să fac aici. Trebuie să fac puțină liniște și să sting lumina, tot. Bă, mâncava-și gura voastră, a început mașina să piuie. Bă, eu sunt singur și a început mașina să piuie, ești nebun, fug acum la ea. Și senzorul ăsta se activează doar din interior. Păi, deci am ajuns acum la mașină, că am văzut că a început să piuie, exact când mă îndreptam spre ea și uitați. Nu e nimeni, deci gândiți-vă că senzorul ăla se activează doar dacă e cineva în mașină și se mișcă. Bă, păi, ți-am găsit aici o masă, niște băncuțe și un scaun și când m-am apropiat a venit un miros așa de bars. Ia vedeți cum e scaunul ăsta de gaming. Avem și Fanta, aici avem tot ce trebuie. Băi, băieți, deja, nu știu, s-a făcut din ce în ce mai frig și aleea asta e ca cealaltă, adică pur și simplu ceva mă reține să continue, să merg până în capăt. Bă, mâncați-aș gura ta. Bă, eu nu mai stau aici. Bă, voi ați văzut, ați auzit? Băi, deci m-a luat tremurat instant. Deci a căzut lumânarea asta și capacul ăla. Dar sincer nu știu de unde. Băi, de jur că a părut că a aruncat-o cineva. Sunt tare curios dacă se vede la editat. Mamă, s-aude ceva și din spatele meu. Vai de capul meu.
Păi, deci chiar nu știu ce să mai fac. Chiar nu știu pe unde să o iau. Până la urmă am mers înainte, băieți, am luat-o pe aleea asta, pentru că mi-e frică să mă mai întorc. Vă mânca faci gura voastră. Băi, te jur că îmi vine să plâng, să auzi ceva. Ca și cum a trecut cineva prin spatele meu. Bă, deci nu, deci eu nu credeam că poate să mi se întâmple atâtea lucruri. Băi, băieți, auziți cum a început să facă câinii? Băi, deci pur și simplu am paralizat, eu nu mai știu ce să fac acum. Și... s-a oprit. Băi, deci sunt de ceva timp aici și n-au făcut așa până acum. Băi, deci jur că gluma nu mai e glumă, gata. Știu că fac asta cu tot dragul pentru voi și chiar simt o anumită adrenalină, dar câinii ăștia au început să facă așa urât dintr-o dată. Și ideea e că au făcut în direcția pe unde eu trebuie să plec. Și chiar m-a luat frica rău de tot. Băi, deci eu nu mai stau, iau prin față pe aici să văd dacă găsesc o ieșire, că mi-e frică să mă întorc. Bă, mâncați-și! Bă! Băi, deci s-a auzit ceva de acolo și am început să fug, ești nebun. S-a auzit ceva din spatele meu. Băi, s-a auzit ceva. Deci după câinii ăia s-a auzit ceva. Băi, băi, ți-am fugit și am ajuns aproape de poartă și m-am mai liniștit un pic. S-au întâmplat multe lucruri ciudate și sunete și pur și simplu tremur de frică, chiar nu mai pot să stau. Aș mai fi vrut să stau să filmez, dar chiar nu mai pot. Îmi doresc foarte mult de la voi să dați multe, multe share-uri pe story, pentru că vă repostez și la mine pe cont și chiar vreau să ajungem la cât mai multă lume. Deci cam acesta a fost și vlogul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și voi butonul de like, butonul de subscribe, pentru că fiecare abonat nou la mine pe canal mă face foarte, foarte fericit. Să aprindeți și clopoțelul pentru a fi notificați când postez. Share pe story să vadă și prietenii voștri și bineînțeles urmările pe Instagram, pentru că acolo vă țin la curent cu tot ce e nou pe canal. Și eu am fost Body și cu aceeași energie pozitivă, horror sau cum vreți voi, fiți alături de mine. Pa!